Sunt animale, vacile, deci erau 32 de vaci, de fapt 6 vaci și 26 de viței, între 150 și 200 de kilograme, atât ai paguba mai mare și restul e tablă, deci să ai van de oi, deci de așa era, păi, oi paguba chiar atât de mare. Dar bănuiți de la ce ar fi pornit totul? Prieteni. Adică o acțiune intenționată? Așa se pare. S-a extins prea repede focul. Dar nu putem să ne pronunțăm. Deci până nu se facă verificări, cercetări... Dar totuși există suspiciuni. Există suspiciuni, într-adevăr. Deci destul de mari, dar nu putem să acuzăm pe nimeni. Pompierii nu v-au confirmat nimic deocamdată. Exact. Pompierii, dacă n-au confirmat, trebuie să constate pompierii după constatările dumnealor. Da, cam ce suprafață au fost cuprinsă de plăcări? E 1000 de metri pătrați. Adică toate saivanele de aici? Da, cam așa, 1000 de metri pătrați. Deci. Ce s-au mai putut salva? Porci doar, 4 porci care sunt acolo, aia de acolo, s-au putut salva. Apele nu erau înăuntru? Erau afară, deci erau pe islaz. Deci restul animalelor erau afară? Da, restul animalelor erau afară, doar... Vitele, fiindcă erau legate cu lanț, n-au putut să... Și n-a mai putut intra nimeni acolo ca să... Nu, deja era fumul prea tare și nu s-a... N-a îndrăznit nimeni să mai intre în interior. Mulțumim mult! Spuneți-mi, când ați ajuns aici, cât de mari erau plăcările? Sau se deci m-am deplasat cu viteză cea mai cât am putut eu mai să ajung cât mai repede la locul faptei, la foc. Așa e, dar când am ajuns aici, focul era, ieșea pe geam, pe ușă din interior, ieșea focul, pe, unde avea ieșire acolo, o spart geamuri, temperatura o spart geamuri, o spart ușile și ca să iese la aer, la oxigen. Se extindea foarte repede. Da, dar era pe toate geamurile, toate ușile, era foc extins. Cuprinseseră toate halele astea? De toată hala, câte uși sunt, geamuri, câte sunt, ieșea foc pe toate geamurile. Și la animale n-ați mai reușit să intrați? N-am mai reușit, era fum dens, era acolo, era fum foarte mare, fum. Era, deci focul și fum, dar fum era un fum necăcios și eu m-am speriat când am ajuns aici. Eu doar de atâți ani sunt, lucrez și eu ca pompier, dar încă așa ceva, o situație așa de gravă, n-am avut încă. N-am avut. Dar de unde credeți că a pornit și s-a extins? Nu pot să știu. Deci aici bate și vântul în dealul ăsta cum e... Na, noi am căutat să protejăm cât mai mult. Este clădirea alăturată, care și aia e o clădire mare. Nu-i dată în folosință, dar și aia e întrânsă, sunt multe materiale. Iar releul de telefonie aici, era pericol și cu el, cu releul de telefonie. Am căutat să cât mai tare să izolăm foc cât mai tare. Dar restul animalelor nu erau ieșite pe când, nu? Oile și capri, alea le țin la păscut, da, dar altădată le mai ținea chiar închis, că le mai dădea mâncare și le ținea, dar acum erau date drumul afară. Dacă erau înăuntru și oile și capri, era în norocire și cu ele. Doar vacile? Vacile și viței ce are acolo totul. S-a asfixiat din fumul care a fost, fumul negru și dens care era, care m-am sperat așa, deci de fumul s-o asfixia. Cum vă numiți? Șoferul de mașina de intervenție, Popovici, Viorea. Mulțumim frumos! Mulțumim, Viorea! Am intervenit la acest incendiu cu 7 autospeciale de stingere, atât de la subunitățile pompierilor militari, cât și de la Serviciul Voluntar pentru Stații de Urgență Bosanci. A fost afectat o suprafață de peste 1000 de metri pătrați. Din păcate, am avut victime printre animale. Vorbim de 26 de viței și 6 văcuțe. În momentul de față lucrăm pentru îndepărtarea elementelor afectate de foc, elemente de construcții care încă mai fumegă și trebuie stinse. După care vom procede la stabilirea cauzei probabile de izbucnire a acestui incendiu. Pagubele vor fi evaluate de către proprietar și la final, după ce se va termina și intervenția, probabil că vom avea o evaluare asupra întregii pagube care
Incendiul a fost observat târziu sau s-a extins foarte repede? Incendiul s-a extins foarte repede din cauza construcției majoritare din lemn, acoperită cu tablă. Practic, în interior era material lemnos care susține tabla din exterior și a fost foarte bine alimentat cu oxigen, ceea ce a dus la o propagare foarte rapidă a flăcărilor. E aproape gata! Puțin mai este! Uite, Varga, am văzut un pumn negru. Dar zic, domn Pui nu răspunde, l-a sunat și domnul Pui. Păi nu răspundeai că atunci nu sunat și pe noi, fugeam în coace. Mă duc, dai drumul la rugăneții noștri. Băi, drumul și de drumul, mă duc, dai drumul și... Și-a, vaci, oi are înăuntru ăsta. Dar o dat drumul, scuze, vă... Nu, 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 s-a auzit vac, cum rege mănâncă. Hai, urmă, urmă, urmă. Hai, urmă, urmă. Hai, urmă, urmă. Hai, urmă, urmă. Hai, urmă, urmă.